Echipele de campanie ale PSD au stat duminică și luni de vorbă cu cetățenii de la Ardut, care și Crucișor și au fost prezente în mai multe localități din municipiul reședință de județ. Peste tot unde au fost, Socialdemocrația au îndemnat pe Sătmăren să meargă duminică la vot și să aleagă un viitor președinte care să le apere interesele lor și nu ale camarilei politice. Echipa PSD le-a vorbit cetățenilor despre faptul că Victor Ponta dorește să pună capăt conflictelor și scandalurilor care au măcinat timp de 10 ani atât societatea civilă cât și clasa politică. De asemenea, socialdemocrații au mai subliniat și că Ponta este singurul candidat care este decis să scape țara de regimul Băsescu. Staful de campanie va continua să se întâlnească cu oamenii pentru ca tot să afle proiectele pe care Victor Ponta le are pentru o Românie unită. Alianța psd unprpc are capacitatea și forța de a lupta pentru ca Victor Ponta să devină președintele României.